Salutare prieteni, bine v-am regăsit la tutorialul video.info Eu sunt Vlad și în tutorialul de astăzi o să vă prezint un program pentru navigarea files sau pe românește, sau mai pe românește, tabs, navigarea în taburi sau un Windows Explorer Știm că, sau peste surprinzător cum Windows-urile nu au modificat organizarea fișierelor și folderelor de câțiva ani Chiar dacă Windows 8, avem Windows 8 Știm că acesta are navigare mai bună Sistemul este tot același De exemplu, Windows Explorer nu permite Să deschidem folderele Prin uh, taburi Cum e în Mac Cum e în Linux Sau chiar în alte sisteme de operare De aceea uh, Cu ajutorul lui Bright Explorer Creat din niște tip Genial Dacă îmi puteți permite. Putem face acest lucru astfel încât putem uh, să lucrăm mai ușor și să explorăm, adică dacă în caz nu vrem să închidem folderul respectiv, să ne fie mai ușor, putem să explorăm folderele mai simplu. De aceea, pentru a lua această aplicație respectivă Bright Explorer, vom deschide un browser și vom scrie uh, b r i -G -H -T, New words. Bright new words. Unde dăm click uh, brights.com. Unde dăm click pe uh, primul rezultat. Aceasta este pagina de home uh, a softului. Acum noi va trebui să dăm pe apps, pe categoria apps și acum va trebui să căutăm Bright Explorer unde vom da download, vom da click pe butonul download. În momentul de față voi puteți să rulați executabilul direct din browser, eu o să-l salvez pe desktop, voi puteți să faceți același lucru dacă doriți. Așteptăm un pic, bun, haideți că s-a descărcat. Acum eu o să închid browserul după descărcare și voi rula executabilul. În momentul de față apăsăm next, acceptăm termenii contractuale al softului și după aia uh, da, în momentul de față. Mă rog, și apăsăm pe install. Uh, putem de debifăm aceasta că să vizit Bright Explorer website, setup și lăsăm bifată launch Bright Explorer. În momentul de față putem să observăm că în taskbar a apărut uh, aplicația. În momentul o să ne pună să ne punem username-ul și parola pe site-ul respectiv de unde l-am descărcat. Putem să apăsăm pe skip și în momentul de față, acum, în momentul de față, putem, o putem adăuga o pagină nouă, de exemplu, nu știu, mergem în D, mergem în să spunem Bandicam în cazul meu și aici navighez sau mă duc în ce? Mă duc în Windows să zicem. Aici navighez în, în, folderul debug și aici la fel respectiv. De asemenea, dacă avem foldere, muncă importantă, în cazul meu să spunem, mă duc să zicem un program files, am muncă de obicei muncesc, avem și o, o opțiune de, a, de de carte. sem semn de carte. Semn de carte și de asemenea am uitat să vă menționez că aceste taburi apar separat de restul opțiunilor din uh, mai computer puteți observa aici run library nu știu ce back acesta apare separat de restul opțiunilor bun și cum v-am spus uh, Semnul de carte permite accesarea mai rapidă a fișierului dacă apăs acum momentul de față, favorit, uh, avem favorit, uh, avem favorit, aici dăm click și dăm, nu știu, show delete bin, putem să-l configurăm cum vrem noi, în uh, momentul de față, uh, dacă apăsăm pe favoriți, ne arată tabul favorit, de, de exemplu. Mă rog, avem cum ieși într-un browser, un, uh, ne arată semnul de carte. Sper că m-am ajutat, uh, sper că ați înțeles. Dacă aveți întrebări, vă rog să le lăsați în rubrica de comentarii acestui tutorial. Un program foarte simplu, un program pentru cei care vor să-și facă munca mai ușoară. Dacă aveți un întrebări, vă să lăsați în rubrica de comentarii a acestui tutorial și eu sau prieten, colegul meu, Adrian, vă vom ajuta. Vă mulțumesc pentru vizionare, la revedere!